Îndrăgostiții de călătorii pot evada din cotidian pe 14 februarie, alături de persoana iubită. De transport nici nu se pune problema. Pentru Valentine's Day, CFR Călători a scos la vânzare bilete la jumătate de preț. Datorită ofertei călătorie în doi, pasagerii pot alege destinații precum București, Valea Prahovei sau Constanța, achiziționând bilete la jumătate de preț. Acestea sunt disponibile la casele de bilete din agenții și din stațiile CFR. Da, este oferta de ziua îndrăgostiților. Se emite în datele de 14 februarie și 24 de Dragobete. Și la anumite trenuri, de la noi Constanța-București, la ora 19 plecare, cu distanțele București-Brașov și retur, și este la jumătate de preț. Un bilet normal pe distanța Constanța-București este 62 de lei. Tariful este accesibil tuturor, iar călătoriile se efectuează cu trenuri interregio la clasa a doua. Cei mai mulți și-au cumpărat deja bilete și au de gând să petreacă o zi a îndrăgostiților cât mai încântătoare. Oh, for Valentine's Day, I'm going to Bucharest. Yeah, with my friends and stuff. We're going to a hotel in Bucharest and yeah, we're just gonna spend time in the hotel and maybe swim in the swimming pool. We'll stay here for about 10 days. Mergem să vedem un film. După care vom cina. Și mai departe nu pot să spun. Cine nu are timp pentru călătorii de Valentine's Day poate profita de oferta călătorii în doi pe 24 februarie de Dragobete.